În primul rând, de unde veniți? Am venit din Siria, Damasc. Și cum ați ajuns aici? Cum a fost drumul? Drumul a fost bun. Înainte e bun, acum nu e. Am fost din Damasc până la Liban și Liban-Beirut și am cu bilete de avion, am fost cu avionul până la România, București. Și după ce timp ați cerut statutul de refugiat? Am luat după... Am stat 6 luni și după aia am făcut azil. Vă aștepta cineva în România? Aveați o legătură? Aveați un prieten în România? Da, sau... încă nu e aici. Având în vedere că mulți sirieni se îndreaptă acum spre Germania, de ce nu v-ați gândit niciodată să mergeți acolo? Că pare o destinație preferată. Ai dreptate. Eu zic, aici e mai bine. Aici e mai bine. Chiar dacă în Germania se oferă ajutor pentru refugiați? Oricum. Au făcut offer, să zicem. Au oferat. Dar eu n-am luat niciun ban. De ce? Eu pot să muncesc, pot să găsesc un loc de muncă. Ok, dacă pot, de ce? Nu... Are cineva, are nevoie mai mult decât mine. Știți? Așa e. Eu zic așa. Dacă puteți să muncești, ok. Și cât a durat să obțineți statutul de refugiat? Că înțeleg că în perioada aia nu aveți permis de muncă. 3 luni. Bun, a spus că statul v-a oferit niște bani. Dacă vreți, ok. Să-ți da. Dar dacă eu cer acum, în septembrie, poate în decembrie să sună și hai veniți la noi și ia 5 milioane și ceva. Eu n-am luat, dar mi se pare o sumă foarte mică. Nu se ajunge, pentru mâncare nu se ajunge. Și acești bani erau lunari, erau dat la 2 luni sau... Nu e lunar, numai pentru 6 luni. În primul rând... Cum ați intrat în contact cu autorități? M-am dus la azil, care e în Berceni. Așa? Da. Și acolo am scris o foaie, ce s-a întâmplat, cum m-am venit și așa, e atât. Ok, revenind, ați spus că în cele 9 luni cât nu ați putut lucra în România, v-a susținut financiar o parte unchiul dumneavoastră și o parte prin alte metode. Am început ca să fac meditație cu un copil. Comunitatea musulmană, comunitatea siriană din România, v-a ajutat în vreun fel? Ați intrat în contact cu ei? Nu. Ați încercat sau... N-am încercat. Eu nu vreau să fiu mai aproape la arabi. De ce? Vă simțiți mai aproape de valorile europene? De... Da. Ale Orientului. Da. Vă simțiți cum vă e frică cumva să vă întoarceți acolo? Ce sentimente aveți în momentul în care vă gândiți la Siria, la casă, la semenii dumneavoastră, la musulmani, la arabi? Ok. Nu mi-e frică. Dacă vreau să mă întorc, mă întorc. Dar islamul nu era așa înainte. Nu mai e vorba de politică. E politică, nu e islamul așa, care se spune e Daesh. E născută de la oamenii care e proști, că zice, au citit numai Coranul, despre Coran sau era așa, dar Coranul nu zice să taie gâtul la un om